marea bucurie de care ne-a făcut parte în dimineața învierii. Primele cuvinte pe care Domnul nostru le-a rostit după înviere, scrise în Evanghelia după Matei, adresată femeilor, a fost bucurați-vă. Nu știm cât de mare a fost acea bucurie în inima femeilor, dar eu știu ce bucurie am avut în inima mea atunci când am înțeles că Domnul a murit și pentru mine. De aceea astăzi îl slăvim că El este viu în vecii vecii. Amin. A fost în lume o înviere, dar înainte să fi fost, a fost în ceruri o tăcere și o dreptate care cere o jertfă să se dea drept post. Și a fost o iesle și o fecioară. A fost o noapte și un irod. Și un Dumnezeu ce întâia oară, în chip de humă se coboară, s-arunce peste făurul pod. A fost în lume o înviere, dar înainte în Ghețimani, și-o cupă cu venin și piere, ce fu sorbită în tăcere, și un ucenic în Ghețimani. Un Sanhedrin și-o judecată, și un cocoș care a cântat, o vinere întunecată, o dolorosă însângerată și o Golgotă și un Pilat. Și un ieri la masa Bactanii, ce-a zguduit pământ și cer, și nu l-am înțeles romanii, dar a însoțit prin secoli anii și-a fost o groază și un mister. Cu tremur, piatră răsturnată, s-a rupt sigiliul lui Cezar, că a fost o înviere odată și o bătălie câștigată în Ghețimani și pe Calvar. Amin. Sunați trompete cu putere, treziți-vă în zor de zi, vestiți spre pol și emisfere, că a fost în lume o înviere și încă una va mai fi. Când cei ce au primit cuvântul, ieșind ca crini din noroi, vor părăsi în veci mormântul și îl vor întâmpina pe Sfântul în pragul lumii celei noi. Amin. Amin.